Câteva zeci de manuscrise din Biblioteca Academiei Române au fost digitalizate și pot fi consultate online pe site-ul www.medievalia.com.ro. Platforma a fost lansată în cadrul proiectului Medievalia Texte Fundamentale ale Culturii Române Medievale. Acestea sunt însoțite de descrieri codicologice, informații esențiale despre conținut, autori, datare, organizarea pe caietea manuscriselor, tipuri de hârtie, însemnări de circulație și proveniență și pot fi cercetate integral pe internet pe platformele digitale a apărut nu de multă vreme un uh, site special care și-a propus să digitizeze, de fapt să adune la un loc uh, un număr de 60 de manuscrise din patrimoniul cultural medieval românesc, uh, ceea ce a făcut ca, printr-o sponsorizare din partea Guvernului Norvegiei, să se realizeze această uh, muncă foarte interesantă de, repetam, repet, digitizare a acestor manuscrise. E vorba de uh, carte rară, veche, românească, de manuscrise foarte importante, nu mai mult de 60. Sunt din domeniul istoriei, domeniul liturgic, adică e vorba de carte de cult, cronică istorică, în general lucruri care se redactau în spațiul mănăstiresc și bisericesc. Site-ul proiectului pune la dispoziția publicului un corpus de 60 de manuscrise, din care 39 românești, 14 slave și 7 grecești, piese dintre cele mai valoroase ale patrimoniului național. Ce este efectiv important? Pentru că apărând pe, pe site aceste elemente de cultură de patrimoniu românesc pot fi vizualizate din orice colț al planetei în timp real. Deci orice cercetător va dori lucrul acesta va putea să acceseze site-ul medievalia.com.ro Este important de ce? Pentru că și din altă perspectivă, ne arată că în mănăstiri, cum spunea de Alminter și Nicolae Cartojan, mare istoric al literaturii, în mănăstiri s-a croit școala românească. În mănăstiri s-au redactat primele manuscrise, s-au tipărit primele cărți, așadar cuvântul scris coboară în istorie din mănăstiri. Se vede aici foarte bine legătura dintre școală și biserică, mai ales acum în contemporaneitate. Trebuie să precizăm că această legătură a fost vie întotdeauna. Școala și biserica s-au aflat împreună. Întotdeauna. Cel mai important obiectiv al digitalizării este acela de a spori accesul la informație și de a îmbunătăți conservarea documentelor, fiind modalitatea cea mai adecvată de distribuție pe scară largă a informației. De ce este important ca această inițiativă să nu fie una singulară? E lezne de înțeles. Cu cât mai multe lucruri din patrimoniul românesc apar la vedere, se înțelege că afișăm bogăția culturală a țării în felul acesta și fiind accesibile, devenind în felul acesta accesibile, gândesc eu că vor fi la îndemâna tuturor studenților, masteranzilor, cercetătorilor, nu numai din România, ci și din țările de pe planetă, cei care se ocupă îndeoseb cu studiul textelor vechi, medievale, fie că sunt românești, slave, grecești, ele vin să completeze așadar texte și lucrări, astfel de producții, care deja se întâmplă de foarte multă vreme în Occident. Proiectul este realizat la inițiativa Asociației Excelență prin Cultură, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române și Ministerul Culturii, unitatea de management a proiectului.